Mulțumim Domnului și dăm slavă pentru ziua de astăzi. Mai avem încă o zi care nu s-a terminat, în care putem să fim o priveliște pentru lume, o priveliște pentru Dumnezeu, o priveliște și chiar pentru îngerii căzuți, că ziua de mâine nu e a noastră, dar astăzi e al nostru. Să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, să nu ne îngrijorăm, pentru că Domnul Iisus a zis că ajunge zilei necazului, ajunge zilei ispitelei, ajunge zilei tot ce vedeți că vine către noi, pentru cine e ispitit, pentru cine e încercat, ca să ne tragă deoparte și ca să ne scoată din credință. Diavolul, să știți, frați și surori, că nu o să vină niciodată să ne distrugă din prima. Nu o să vină niciodată să ne dea o lovitură în așa fel încât să cădem dintr-o dată. El o să lucreze lent, lent, foarte lent, și are mijloacele lui, mediile lui. Acum nu-i timp de vorbit de lucrurile astea, dar în special în rândul celor care vin la cuvântul lui Dumnezeu, în special în rândul celor care vor să fie mărturisitori, cum a zis și fratele și cum zice Evanghelia, avem o sfântă datorie, de-aia suntem pe pământul acesta, să spunem fiecare dintre noi cine suntem, de ce suntem și unde ne vom duce. Pentru că nu ne-am născut degeaba, nu ne-am născut fără vreun plan sau fără vreun scop și nu mergem într-un loc în care să nu știm că mergem. Problema care se ridică este că în momentul în care ni se cere mărturisirea noastră în fața lumii, presupune că înainte a avut loc o întâlnire cu cineva. Ca să mărturisesc despre fratele Johnny, trebuie să intru în casă la fratele Johnny, să-i cunosc casa, familia, trebuie să-i cunosc camerele, tot ce e acolo, și fratele Johnny să vorbească cu mine. Ei, din momentul acela eu pot să merg pe stradă și să le spun: fratele Johnny, un frate deosebit. De aceea mărturisirea Domnului Iisus nu se poate face la nivel de minte, ci numai cu mintea. Nu se poate face dacă dumneavoastră sau eu nu doresc lucrul acesta. Mă gândesc la Petru și la Ioan, ce a însemnat, și la ceilalți apostoli, ce a însemnat viața lor până la cinzecime, sau mai bine zis până la învierea Domnului Iisus și arătarea Domnului Iisus către ei. Ce a însemnat viața lor? Petru s-a temut de femeia aceea. A, te știu eu că ești al lui Iisus, eu nu-L cunosc pe Iisus. Nu te ascunde că ești al lui Iisus. Și te-am văzut că ești cu Iisus. Și ce a însemnat viața lor imediat după cinzecime? Vedeți, frați și surori, o întrebare aș ridica și o ridic și în dreptul meu. Cât de mult ard să-L mărturisesc pe Iisus? Pentru că sunt diverse mișloace și modalități de a-L mărturisi pe Iisus, nu numai cu gura. Ăsta e începutul. Ăsta e începutul. Știți că El mărturisește în fiecare zi pentru dumneavoastră înaintea Tatălui. Pentru pomul acela care nu dă roade, pentru oamenii aceia care constant își întorc fața de la Dumnezeu, sau mai bine zis, pentru oamenii aceia care trăiesc și în lume, dar și mai fac prezența și duminică la biserică și în celelalte 7 zile n-au nicio treabă cu Dumnezeu, pentru aia știți ce face Domnul Iisus la tron? Spune: Tată, mai lasă-L și anul acesta, că o să-L ud, o să torn gunoi la rădăcina Lui și o să dau apă din cer și va rodi. Asta face Domnul Iisus pentru oricare din creștinii, cum vreți dumneavoastră să-i categorisiți, căldicei, reci sau în flăcări. Și întrebarea care se ridică și care mi-o pun: cum e credința mea în direcția aceasta? E foarte greu să merg la liceu, e foarte greu să merg la facultate și să vorbesc despre un Iisus pe care nu-L cunosc. Nu mi-am dat niciodată silința să citesc Evangheliile. Nu mi-am dat niciodată, sau dacă mi le-am dat, mi le-am dat poate la începutul credinței mele. Și de atunci încolo am închis Biblia, am băcat-o într-un sertar și am plecat mai departe. Nu se poate face niciodată lucrul acesta. Știți ce e frumos și știți ce e minunat? Cum zice în plângerile lui Ieremia în Vechiul Testament, zice:
totuși mai trag nădejde de un singur lucru. Și asta nu ca să amânăm în fiecare zi. Asta pentru ca să știți cât e de bun Domnul, zice, în fiecare dimineață îndurările Lui se noiesc. În fiecare dimineață se noiesc, frați și surori, ca să-L cunoaștem mai mult. Pentru că, cum am mai spus, nu pot să vorbesc despre fratele Johnny, nu pot să spun despre ce mi-a făcut mie un Dumnezeu când eu nu L-am cunoscut niciodată. Nu pot să spun lucrurile astea. Și acum, slavă Domnului că am cântat cântarea aia, nu-i alt Iisus. Noi n-am fost chemați și nu suntem chemați să mărturisim un alt Iisus decât acela de la Golgota, cum spune cântarea, cel ce pe Golgota s-a dat. Dar, vedeți, am cântat cântarea aceasta, am stat și m-am gândit la cântarea aceasta, nu-i alt Iisus adevărat decât cel unul, cel ce pe Golgota s-a dat, el scumpul, dragul, bunul. O, dacă ar fi numai cântatul și aș ajunge în cer. Strofa asta și versurile astea trebuie să se întoarcă către noi. Am fost răstignit cu Hristos, pentru că L-am cunoscut pe Hristos și am acceptat ocarea lui Hristos și am acceptat să fie o mărturie într-o lume în care Hristos nu-i dorit. Nu-i alt Iisus, dar nu-i nici alt ucenic, nu-i nici altă ucenică, nu-i nici alt tânăr sau altă tânără sau alt frate sau altă surioară, decât aceea care s-a răstignit cu Hristos pe Golgota. După aia următoarea strofă zicea, nu-i alt Iisus biruitor decât cel ce în mărire a înviat. Și Pavel zice într-un loc că eu mă laud cu crucea Lui, mă laud cu crucea Lui, cu propovăduirea crucii Lui, pentru ca în mine să se cunoască puterea învierii Lui. Știți, așa de multe ori mă rog ca cuvintele, ca virgulă cuvintele care le spun aici să nu fie nici spre osânda mea, nici spre osânda dumneavoastră. Pentru că, frați și surori, să fim sinceri, ce facem de duminică până duminică? Cât de mult ne interesează de aproapele nostru, oricine ar fi el? Cât de mult ne interesează numai familia, ne interesează numai slujba, știu eu, ne interesează numai persoana noastră și familia noastră și dragii noștri? Iisus zice, dacă iubiți numai pe ei, dacă aveți de-a face numai cu ei, și păgânii fac lucrurile acestea. Avem un plan. Nu știu unde stați, nu știu unde locuiți, dar cu siguranță aveți vecini. Nu știu unde mergeți, la ce școală sau la ce facultăți sau la ce locuri de muncă, dar aveți colegi. V-a spus problema vreodată că Dumnezeu are nevoie de dumneavoastră acolo să fiți o lumină. Să fiți o lumină, nu neapărat să le spuneți, dar poate prin trăirea dumneavoastră. Și când o să fiți întrebați de nădejdea care e în dumneavoastră, să știți ce să răspundeți, cum zice la 1 Petru 3 cu 15. Cum să știu să-i răspund la un om care mă întreabă de credința mea, formală, de duminică, fără viață de rugăciune, fără post, fără studierea Scripturii, fără Duhul Sfânt? Ce să-i spun la omul ăla? Dom'le, mă duc și eu la biserică, că mă obligă tata, mă duc și eu la biserică, că așa e mersul lumii astea. Mai mergi la biserică, după aia mergem și ne vedem de viața noastră. Niciodată nu o să putem să facem lucrurile astea. Dar, vedeți, frați și surori, în momentul în care are loc această întâlnire, să știți că această întâlnire e numai începutul credinței noastre. Jertfa Domnului Iisus de la Golgota, care ne-o descoperă Duhul Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt ne convinge că avem nevoie de jertfa de la Golgota. Dacă nu ne-ar convinge Duhul Sfânt de lucrul ăsta, nu mă poate convinge nici fratele Mircea și nici cel mai mare predicator sau preot sau patriar sau cum vreți dumneavoastră să-l numiți. Duhul Sfânt mă convinge că pentru viața mea și pentru păcatele mele și greșelile mele, numai jertfa de la Golgota, numai darul lui Dumnezeu care e jertfa a Domnului Iisus Hristos mă poate noi și mai departe mă poate regenera. Dar să știți că ăsta e doar începutul credinței noastre. E minunată deviza oastei Domnului, aflarea și vestirea, vedeți, o mărturisire. Dar să știți că înaintașii noștri
Și eu îmi asum tot ce spun acum. Aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit nu înseamnă numai să vii la Golgota și numai să te oprești acolo la Golgota și să te ierte Domnul, să te spele și așa mai departe. Urmează un proces de creștere a ta. De aceea a venit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit ca înnoirea ființei noastre să se facă în fiecare zi. În fiecare zi. Jertfa de la Golgota e începutul credinței. Dar Duhul Sfânt e cel care desăvârșește ce a început Hristos la Calvar. Știți cum zice în Ioan 16, dacă nu mă înșel? Zice, când va veni Mângâietorul, va lua din ce este al meu și vă va da vouă. Când va veni Duhul Sfânt peste noi și să dea Dumnezeu să-L purtăm în pieptul nostru, să nu-L mai așteptăm, că a venit de 2000 de ani. Mai aud că nu vine Duhul Sfânt cum zice unul sau cum zice altul. Nu trebuie să vină Duhul Sfânt. În Psalmul 139 zice, unde voi fugi departe de Duhul Tău, Doamne? Dacă mă sui în cer, e acolo, dacă mă cobor în locuința morților, e acolo. Păi cum, Doamne, e și în flori, e și în natură, e și în cer, e și în soare, dar în mine nu-i? Păi nu-i, de ce? Că nu crezi. Când va veni Mângâietorul, zice, va lua din ce este al meu. Ce este al Domnului Iisus, frați și surori, ca să ne dea și nouă? Neprihănirea Lui, fraților, sfințirea Lui, cuvintele Lui le va lua din Domnul Iisus și ne va pune nouă. Și în felul acesta El își va proslăvi numele. Domnul Iisus își va proslăvi numele prin noi, prin Duhul Sfânt. Atunci îl vom putea mărturisi. E așa de greu altfel. Vă spun, am văzut oameni plini de Duhul Sfânt care nu se rușinează de nimeni când îl mărturisesc pe Iisus. Și am văzut oameni cum am fost eu și am zis, n-are rost să le spun la ăștia, că ăștia nu primesc nimic. Să știți că peste mine nu era Duhul lui Dumnezeu în momentul ăla. De ce o trebuie să mă rușinez de oamenii aceia? Pentru că am avut posibilitatea să spun cuiva, dar am văzut oameni care au stat în fața altor oameni extrem de periculoși, extrem de domni, ca să mă exprim mai frumos, extrem de cultivați, extrem de intelectuali. Și omul plin de Duhul Sfânt, când se uită în ochii lor, oricare ar fi ei, nu contează ce rang îi sau și așa mai departe, se pierde omul acela, nu se mai întâmplă nimic. Îi pune o întrebare, îl cunoști pe Iisus, se pierde cu firea omul, se pierde cu firea, pentru că omul acela îl cunoaște și în el locuiește Duhul lui Dumnezeu. Nu e alt Iisus, fraților, decât acela de la Golgota, dar să trăim Golgota în viața noastră. Nu e alt Iisus decât Cel ce a înviat, dar să trăim puterea învierii Lui în noi. Nu e alt Iisus decât, zice, Cel ce în slavă mijlocește. Știți cum puteți mărturisi pentru El? Întrebați-vă vecinii care îi vedeți bolnavi, întristați, supărați, mergeți la ei și întrebați-i, aș putea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Aș putea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Tatăl ascultă, spune că orice veți cere în numele meu, Tatăl vă va da. Sunt atâtea feluri de mărturisire, dar e atâta nevoie de putere. E atâta nevoie de putere. Și puterea aceasta, cum a zis și fratele Ion, cum a zis și Călin data trecută, va veni în momentul în care eu mi-o doresc. Când eu îmi doresc să fiu călăuzit de Dumnezeu, să-L mărturisesc pe Dumnezeu, eu o să mor în fiecare zi față de voia mea. În fiecare zi tot mai mult. Și dacă cumva n-am murit, pentru că m-am înălțat pe mine, seara când mă pun să mă culc, o să plâng și o să mă pocăiesc pentru lucrul acesta. În Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Spune așa Sfântul Apostol Pavel, dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit.
căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți de ce mintea are rolul ei, dar nu-i cea care trebuie să conducă. Zice Domnul că omul vorbește din prinosul inimii lui, din adâncul inimii lui. Iisus zice, cine însetează să facă voia mea pe pământ, cine însetează să fie altfel decât e lumea asta pe pământ, să vină la mine și să bea, și din inima lui, zice, din pântecele lui, vor curge râuri de apă vie, fraților. Să ne ajute Domnul, să ne ajute Domnul, frați și surori, să nu ne uităm cu jind dacă ni se cere să fim mai pasionali și dacă ni se cere să-L slujim pe Dumnezeu mai cu foc. Să nu ne uităm mirați. Un lucru vreau să vă mai mărturisesc. În momentul în care Duhul Sfânt vine peste viața dumneavoastră și în inima dumneavoastră, știți care va fi unul din primele lucruri, în afară de foamea după cuvânt? Nu vă va lăsa să fiți leneși și nepăsători. Dacă simțiți că există lene, nepăsare, letargie în viața dumneavoastră, să știți că nu Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu nu vă lasă să fiți așa. Duhul lui Dumnezeu nu ne lasă să fim nepăsători. Am fost an la rândul și acum mă lupt cu Duhul acesta care încearcă să mă tragă deoparte, să-L slujesc pe Dumnezeu, cum să vă zic, cu sentimente și cu un creștinism din acesta plin de umanitate. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Iisus la modul la care El vrea să-L cunoaștem. Vedeți, știm bine că Iisus ne iubește, știm bine că Iisus ne vrea binele tuturor, dar foarte puțin dintre noi înțelegem ce înseamnă sfințenia Lui. Sfințenia Lui, cum să vă zic, frați și surori, cu cât o gustăm mai mult, cu atâta noi nu mai putem să mergem să fim oricum în mărturisirea noastră, în trăirea noastră. Nu putem. Să ne ajute Domnul, frați și surori, să mărturisim. Și dacă nu avem ce mărturisi, să-i spunem Lui să ne pună cuvintele în gură. Să-i spunem Lui să ne pună Duhul Sfânt în viața noastră. Nu putem să facem lucrarea asta fără El, fraților. Nu putem să ne rugăm fără Duhul Sfânt. Nu putem să postim. Nu putem să facem absolut nimic. Sau dacă facem, știți cum facem? Facem din firea noastră. Facem din firea noastră. Și o să stăm odată înaintea Lui și o să zică, Domnul, uite, am trecut lucrarea Ta prin foc. Și s-o văzut că ai semănat paie, s-o văzut că ai semănat lemne, s-o văzut că ai semănat fel de fel de lucruri, care, uite, acum așa arată valoarea. N-au nicio valoare. Să nu fim dintre aceia, să ne ajute Domnul, să fim dintre aceia care mărturisesc aur, pietre scumpe, argint. Și, fraților, nu noi o facem. Să știți că mulți dintre noi credem că noi facem, dar nu noi facem. Când Duhul Sfânt locuiește în pieptul nostru, limba, mintea, ochii, mâinile și picioarele sunt mișcate și sunt conduse de Duhul Sfânt. Domnul Iisus îi zice la Nicodim, că Nicodim l-a întrebat, cum, Doamne, se face lucrarea asta de naștere din nou? Cum se poate naște? Și zice Domnul Iisus, pentru că nu putea să explice la un om carnal lucrurile cerești care trebuiau să se întâmple și el doar trebuia să le primească prin credință. Îi spune, vântul suflă de unde nu știi și încotro vrea. Vedeți? Dacă vântul acesta este în mine, el vine când eu nu știu și mă mână și mă duce încotro vrea. El, nu eu, vorbește sau nu vorbește, se roagă sau nu se roagă, cum vrea și încotro vrea, frați și surori. Domnul să ne ajute, slăvit să fie Domnul!